Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre oportunitățile oferite de economia circulară, un domeniu cu un potențial imens pentru viitor. Economia circulară și potențialul ei de a genera noi resurse, de a crea noi oportunități și modele de afaceri durabile a câștigat o atenție deosebită, regăsindu-se pe agenda autorităților publice, a mediului de afaceri, a instituțiilor de cercetare și organizațiilor non-guvernamentale. Cifrele sunt o dovadă în acest sens. Conform calculelor realizate la nivelul Uniunii Europene, vedem că productivitatea resurselor Uniunii Europene a crescut cu aproape 40% în ultimele două decenii, chiar dacă consumul intern de materiale și materii prime pe cap de locuitor a scăzut, în special în ultimul deceniu. În ciuda acestui fapt, creșterea economică a continuat, iar PIB-ul este mai mare cu aproape 25% în termen real față de nivelul înregistrat în urmă cu două decenii în Uniunea Europeană. Pentru a vedea care sunt prioritățile pentru viitor, am parcurs raportul publicat recent de Comisia Europeană privind planul de sprijinire a economiei circulare. Un document de aproape 30 de pagini, îl puteți găsi și descărca gratuit căutând pe Google cuvintele cheie Circular Economy Action Plan PDF. Cam așa arată prima pagină. Raportul începe cu o declarație puternică, zdrobitoare, care ar trebui să ne pună serios pe gânduri pe noi toți. Este în engleză surprinsă aici, iar traducerea este că nu avem decât o singură planetă, dar până în anul 2050 populația o să consume ca și cum avem trei planete. În ritmul acesta, consumul de combustibil fosil, metale și minerale se va dubla în următorii 40 de ani, în timp ce deșeurile anuale vor crește cu aproape 70% până în anul 2025. Evident, nu putem continua în acest ritm și trebuie să implementăm un model de creștere economică care să fie decuplat de creșterea consumului de resurse. Cum? Prin creșterea gradului de reciclare și reutilizare al celor existente. De aceea spun că economia circulară aduce oportunități enorme, fiind domeniul care va înregistra cea mai accelerată creștere în următorii ani. Principalii factori care vor susține economia circulară sunt tehnologiile digitale, comerțul online, blockchain care ne ajută la trasabilitate, inteligența artificială, standardizarea produselor și economia colaborativă, adică utilizarea în comun a diferitelor servicii și produse. Iată câteva direcții de creștere importantă pentru următorul deceniu. Implicit, putem avea de câștigat foarte mult dacă investim în companii care dezvoltă aceste tehnologii și sunt listate la bursă, ori sunt în căutare de capital prin intermediul platformelor de finanțare participativă de tip crowdfunding. Un element important se referă la designul produselor, în condițiile în care aproape 80% din amprenta ecologică a produselor este cauzată încă din faza de design. Legislația europeană se va dezvolta prin extinderea directivelor referitoare la ecodesign, cu accent pe următoarele aspecte: extinderea duratei de folosire a produselor, a gradului de reutilizare și simplitatea reparațiilor, creșterea ponderii de materiale reciclate în conținut, producție cu amprentă redusă de carbon și utilizarea eficientă a energiei, interzicerea distrugerii produselor nevândute, motivarea strategiei produsului oferit ca serviciu în care producătorul rămâne proprietar și accelerarea digitalizării companiilor prin diverse programe de finanțare, legislație care se impună prin criterii obligatorii de economie circulară în achizițiile publice, acestea din urmă fiind aproximativ 14% din PIB-ul Uniunii Europene. Iată câteva sectoare cheie unde o să vedem schimbări importante. În primul rând, avem sectorul de electrocasnice și IT, unde se anunță reglementări cu privire la telefoanele mobile, tabletele, laptopurile, imprimante, cartușe și consumabile, privind creșterea duratei de utilizare, eficienței energetice și materialelor reciclate, extinderea perioadei de garanție pentru reparațiile incluse, introducerea legislației de încărcător electronic comun pentru toate tipurile de gadgeturi. Un alt domeniu important este cel al bateriilor și autovehiculelor, unde accentul se pune pe reciclarea și recondiționarea bateriilor uzate, eliminarea graduală din circulația bateriilor care nu se pot reîncărca. Din perspectiva transporturilor, se gândesc schemele care să încurajeze mobilitatea participativă. Desigur, ambalajele reprezintă un subiect extraordinar de important în economia circulară,
Legislația urmând să sufere modificări importante cu privire la cerințele minime obligatorii privind ambalarea produselor, creșterea reutilizării ambalajelor datorită materialelor prietenoase cu mediul și cu un grad ridicat de reciclare, iar apoi obligativitatea utilizării pungilor din plastic biodegradabil deja care este în funcțiune și se aplică. O altă industrie unde vom vedea schimbări importante pentru susținerea economiei circulare, desigur, este cea a textilelor, construcții, industria alimentară, apă și nutrienți sau îngrășăminte pentru agricultură. Scopul este să putem susține creșterea economică în continuare, dar fără să mai facem atât de mult rău planetei, iar singura soluție este economia circulară. Fiecare dintre noi este responsabil, nu doar autoritățile sau companiile. Trebuie să fim conștienți de efectele pe care acțiunile noastre le au asupra mediului. Pentru aceasta, organizația Global Footprint Network este o organizație care pune la dispoziție un instrument online și gratuit cu ajutorul căruia ne putem calcula amprenta ecologică. Pentru a calcula acest indicator, răspuns la câteva variante de întrebări și obiceiuri alimentare, de cumpărare, detalii despre gospodărie și despre mijloacele de transport pe care le folosești. Calculatorul îți va arăta care este overshoot day, adică ziua în care s-ar termina toate resursele dacă toată lumea ar trăi ca tine, dezvăluindu-ți de câte planete este nevoie pentru un astfel de trai. Eu am finalizat acest test în mai puțin de 10 minute, iar rezultatul a fost unul șocant, pot să spun. Dacă toți ar trăi ca mine, ar însemna că avem nevoie de aproape 5,8 planete ca să supraviețuim. Noroc că majoritatea nu au stilul meu de viață. Schimbarea începe cu mine, așa că știu deja ce am de făcut, să mănânc mai puțină carne și să merg mai des cu scuterul electric prin oraș, măcar atunci când vremea este bună. Mi-aș dori să călătoresc mai puțin cu avionul sau cu mașina prin România, dacă ar exista măcar alternative viabile și decente la CFR, poate ne aude cineva și vedem un progres și acolo. Te provoc și pe tine să-ți calculezi amprenta ecologică ca să vezi ce schimbări pozitive poți aduce în viața ta, care să poată ajuta atât comunitatea cât și mediul înconjurător. Tranziția la economia circulară este o certitudine, ceea ce creează oportunități interesante de afaceri. Despre toate acestea o să vorbim în episoadele următoare alături de antreprenori de succes în acest domeniu. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.